Diana este acum o femeie împlinită. Soția fotbalistului Andrei Mărgăritescu ne-a povestit emoțiile prin care a trecut la aflarea veștii, atât ea cât și soțul ei. Ce să zic, am început să râd și să plâng în același timp, nu știam cum să mă exteriorizez. Și când i-am dat vestea lui Andrei, am văzut expresia feței care mi-aș dori să o văd tot timpul. Nu știu, a fost ceva frumos, unic și foarte emoționat. Ce va fi, fetiță sau băiat? Păi 75% fetiță, nu se știe 100% pentru că e micuță, ca mine, probabil. Și nu mai spun 100% acum până nu crește. Te-ai gândit la nume? Ce nume vrei să-i pui? Ne-am gândit doar la numele de sfânt. Știam dinainte să rămân însărcinată că o să o cheme Maria ca și nume de sfânt, în cazul în care este fetiță. Ne place nouă numele ăsta foarte mult. La cel de-al doilea nume încă ne gândim, nu știm. Pofte nu prea am. Am avut grețuri la început, iar acum suntem foarte bine. În afară de faptul că mă trezesc cu tot felul de simptome peste noapte care sunt noi pentru mine, în rest sunt foarte bine, ok, activă, nu am probleme. Soția fotbalistului mai are foarte puțin până când își va strânge fetița în brațe. Diana preconizează că va naște la sfârșitul lunii octombrie.